Bun găsit, deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, a depus o sesizare la Înalta Curte, prin care cere ca legea prin care Serviciul de Informații și Securitate e trecut în subordinea Parlamentului să fie declarată neconstituțională. El a mai solicitat suspendarea acțiunii legii până la examinarea în fond a sesizării. Litvinenko susține că fracțiunea PSRM și deputații pentru Moldova au încălcat joi procedura de vot și implicit Constituția. Potrivit PAS, legea supremă prevede că șeful statului poate lua măsuri pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice. Ulterior, și liderul PUN, deputatul Octavian Țicu, a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională legea care vine să ofere mai multă putere limbii ruse și cea prin care a fost întărit statutul Găgăuziei. Ambele proiecte au fost votate joi în legislativ. PSRM a emis un comunicat de presă în care menționează că dacă deputații nu sunt de acord cu proiectele votate, au opțiunea să le atace la Înalta Curte, ori să inițieze o moțiune de cenzură și să demită guvernul Chicu. Proiectul de lege care prevede ca SIS să treacă în subordinea președintelui în cea a Parlamentului a fost votată joi în două lecturi, fără a fi prezentat sau dezbătut.